Familia Biță din comuna Colonești, județul Bacău, este formată din mama Maricica și cei trei copii ai săi, Andreea, Alex și Dana. Tatăl s-a pierdut undeva, pe un drum cu probleme. Amintirea violenței sale a rămas însă în mintea copiilor. La psihologii mi-au spus că practic nu o să uite. Eu am vrut, zic, să uite, să nu mai-și aducă aminte de nimic. Dar nu cred că o să uite. Odată, Maricica a avut chiar nevoie de spitalizare, iar Alex și Dana au stat pentru câteva zile într-un centru de primire în regim de urgență din Bacău. Mă gândeam la mama. Mă gândeam. Mai mult plângeam pe ea. Era doar de mama. Maricica și copiii săi au primit și primesc consiliere și ajutor de la asistentul social și asistentul medical comunitar din proiectul UNICEF. Acum, toți locuiesc în casa părintească a Maricicăi și au început să reînvețe ce înseamnă armonia într-un cămin. Toți copiii din familie iubesc cartea. Andreea este bursieră la liceul din Bacău unde învață, iar Alex și Dana știu deja ce vor să facă în viață. Mi-e rușine să spun. Ne-ar plăcea să fie polițist ca să ajut oamenii să nu fie rău. Alex își dorește să-i ajute pe ceilalți. Până atunci, are nevoie la rândul lui de ajutor. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-l pe Alex și pe alți copii ca el să rămână în familie.